Bună ziua tuturor, invitatul meu de astăzi este primarul comunei Baciu, domnul Balazs Ianoș. Bună ziua, bine ați revenit la noi. Bună ziua, bine m-am găsit. Ce mai e nou, domnule primar, prin comuna Baciu? Am văzut că v-a căutat de curând și ministrul mediului, a fost lansat în comuna Baciu programul Rabla Local. Da, așa. Ce noutăți aveți în legătură cu programul? Din punctul nostru de vedere, ceea ce depindea de noi s-a încheiat prin faptul că ne-am înscris în acel program și am asigurat contribuția proprie de 20% pentru fiecare rablă în parte. Avem buget pentru 300 de bucăți. Sigur, încă nu s-a încheiat procesul de înscriere a UAT-urilor, deci persoanele private încă nu pot accesa acea platformă și să se înscrie pentru a valorifica efectiv rablele respective. Urmează, în momentul în care primim informația că s-a încheiat înscrierea UAT-urilor, să publicăm și noi un link spre platforma unde se pot face înscrierile pentru a valorifica fiecare cetățean rabla pe care are. Din informațiile pe care le aveți, există interes pentru programul Rabla în comună? Există. S-au primit telefoane, oamenii sunt interesați. Chiar sunt interesați într-un moment în care încă nu suntem acolo, tocmai din motivele pe care le-am expus anterior, adică încă suntem în faza în care se înscriu unitățile administrative teritoriale, nu persoanele private. Da, stimulentul pentru casare este 3.000 de lei, trebuie să spunem. Da. Și nu există obligativitate de a cumpăra o mașină nouă. Asta este important de știut. Uh-huh. Adică se primesc cele 3.000 de lei. Din punctul meu de vedere, dacă tot e o rablă și nu mai folosește omul, decât să o predea la fier vechi și să ia doar contravaloarea efectivă a mașinii, tot așa. E nevoie de dovada casării, deci acei bani vin, adică nu e doar 3.000 de lei fără să-și valorifice și mașina la fier vechi, dar în plus are un venit de 3.000 de lei. Da, bine, nici nu mai poți să cumperi după aceea dacă ai primit voucherul respectiv o altă rablă, adică nu poți să înlocuiești o rablă cu alta. În următorii 3 ani e nevoie, dacă vrea să achiziționeze, sigur, aceeași persoană mașină, să fie peste Euro 5 ca și nivel de poluare. Da, ceea ce e o condiție rezonabilă pentru că sunt oferte pe piața auto. Asta era ideea, de aceea se numește programul Rabla și cam asta este și motivul pentru care a venit de la Ministerul Mediului tocmai o măsură suplimentară de protecția mediului. Așa e. Cu avansul ăsta al imobiliar, cum stați în comuna Baciu? Pentru că după, având în vedere dinamica în creștere a interesului pentru locuințele în Baciu, sigur, vom ajunge și la subiectele de interes pentru cetățenii din Baciu, drumuri, canalizare, creșă, grădiniță. Da. Se construiește activ în Baciu în continuare? Pentru că vă întreb asta, pentru că multă lume vorbește și de o criză în domeniul imobiliarilor și vreau să știu dacă o resimțiți dumneavoastră la primărie unde emiteți tot felul de acte, adică acte de urbanism, puzuri, nu neapărat puduri sau autorizații. Acum puzurile și pudurile se judecă la Consiliul Județean, okay. Dar sigur eu nu am simțit să fie așa o recesiune în sensul că să nu avem deliberat certificate urbanism sau chiar autorizații. E o comunitate activă, deci se construiește. Sigur, trebuie să avem grijă să se construiască rațional și cu respectarea regulilor. În ceea ce privește investițiile de infrastructură, acum, cum am mai anunțat și de alte dăți, avem finanțare pentru canalizare pe Popeș și Corușu. Mă refer nu la canalul colector care este finalizat, ci la toată rețeaua pe cele două sate. Adică toate casele din cele două localități o să fie racordate la canal colector? Cu foarte mici excepții, dacă într-adevăr sunt câteva case care sunt mult mai jos față de nivelul drumului, nu neapărat că nu se pot lega și aceea, doar că va trebui să-și achiziționeze o pompă cu tocător, pentru, sigur, casnic individual, pentru a se putea racorda. La acest proiect, momentan, suntem cam pe ultima sută de metri în ceea ce privește elaborarea caietului de sarcini, în vederea scoaterii lucrării la licitație. Finanțarea o avem, sigur, asta e o condiție preliminară ca să putem scoate la licitație. Și așteptăm cu interes să vedem ce constructori se vor înscrie la acest proiect. În curs mai sunt lucrări pe canalizare sau aducțiuni de apă? Aducțiunea de apă s-a terminat. Acum sunt eventuale extinderi pe care mai fac dezvoltatorii pe zona veche a satului. Sau, mă rog, a tuturor satelor aducțiunea de apă este terminată. La canalizare sperăm într-o finanțare, într-un viitor apropiat, asta însemnând 2-3 luni, nu ani,
pentru partea de Suceava-Nou, Rădaia și, și Mera. Dar știu că de fiecare dată când mai postăm câte o emisiune și vedem că acei locuitori din aceste sate se sesizează că ei au rămas cu o restanță la capitolul ăsta. Da, este o restanță cu atât mai mare cu cât apa potabilă este introdusă și atunci cumva e o necesitate firească să aibă și canalizare. Da, deocamdată se descurcă cu fose septice sau da, cu ce, ce da, soluții mai sunt. E eventual microstații de epurare, dar fose septice preponderent. Bun. Să marcăm o premieră pentru Comuna Baciu și anume faptul că există un proiect destul de avansat, din câte am înțeles, de construirea unei piste de biciclete. Așa este. E un proiect pentru care am obținut finanțare. Acum mai sunt anumite probleme de clarificat în ceea ce privește obținerea vizelor de la diverse instituții. După care, sigur, în momentul în care putem da autorizația pentru a fi executat, atunci va trebui să scoatem la licitație și această lucrare, având o valoare peste cea cu încredințare directă și sperăm să vină o firmă serioasă și să o putem construi. Localizarea acestuia este în pădure, dar nu în pădurea așa numit Baciului, nu spre Hoia, este spre partea de nord-nord-vest a satului Baciu și traversează practic de la drumul de centură care duce către Popești, cred, nu? Drumul agricol. Din drumul agricol se urcă pe creasta aceea unde e și locul acela cu belvedere. Coborârea este aproape de acea intersecție cu strada Luniș. Interesant. Proiectul era o cerere în comună pentru o pistă de biciclete. Știu, adică mă gândesc că multă lume merge de agrement acolo la zona respectivă. Asta și era ideea. Dacă tot am avut posibilitatea să facem o pistă de bicicletă, ne-am gândit în prima fază să fie o pistă cu tipic de agrement. Adică, sigur, utilitate pista de bicicletă are și pe lângă drumuri. Nu spun că nu, drumuri circulate cu mașini, cu, știu eu, eventuală camioane și așa mai departe, dar există și un risc. Pe când, dacă începem și lumea se obișnuiește la nivel de agrement să se plimbe cu bicicleta, zona este frumoasă, cumva ca o deconectare și eventual nu excludem posibilitatea, în măsura, sigur, în măsura posibilităților financiare, să încercăm pe viitor să facem și un loc de agrement gen parc de aventură sau ceva similar în zonă, pentru a mai spori atractivitatea acelui loc. Da, ar fi excelent. Să vorbim puțin și de infrastructura pentru educație. Aveți în lucru o grădiniță, nu? Așa lângă cea este veche din satul Baciu. Da, este lângă cea veche. Cum merg lucrările? Pentru că știu că ambiția era să îi dați drumul în toamnă. Ambiția rămâne, sper să o și pot materializa. Efectiv, construcția clădirii este un pic în urmă față de program, dar eu sper să poată recupera și să putem să pornim grădinița în septembrie. Este foarte important, pentru că în clădirea veche, până anul viitor, mi-am propus să o transform în creșă și vecinătatea celor două obiective, adică să ai și creșă și grădiniță în aceeași curte, ar aduce un beneficiu evident pentru toți părinții tineri care au copii mici și foarte mici. Există multe cereri neonorate la nivel de comună pentru locuri în creșă și grădiniță? Cum să vă spun, în momentul în care o să avem o creșă, este infinit mai mult decât ce avem acum. Cam orice număr finit împărțit la zero, tot infinit e. Adică dacă avem una față de zero, e tot infinit mai mult. Și sigur, asta putem să facem din resurse proprii până anul viitor, dar totodată în zona intens populată, în cartierul nou, avem și o finanțare pe care trebuie, mai avem un act adițional de semnat numai ca să reușim să facem o creșă, dar acolo e important de menționat că implementarea proiectului se va face prin CNI, nu noi stabilim neapărat termenele de execuție. Adică autoritatea de la București se ocupă de tot, de caiet de sarcini, licitație, achiziții. Tot procesul de începând de la proiectare și până la executarea lucrurilor. Din punctul meu de vedere, primăria Baciu și-a făcut treaba, a predat acel teren. Mai mult decât atât, eu sper ca săptămâna viitoare sau maxim două săptămâni să avem și ultimul act semnat și atunci de acolo încolo cumva nu mai este în mâinile noastre această problemă, dar
până la momentul în care s-a putut merge și s-au putut face demersul din partea noastră, s-au făcut. Ca speranță, dumneavoastră, când credeți că va exista, crește anul viitor, peste 2 ani? Ca și construcție, în general, o clădire de dimensiunea aceea, din experiențele de până acum, realistic vorbind, nu se realizează într-un an. Tocmai de aceea încerc, măcar ca să începem cu ceva, să convertesc grădința existentă lângă grădinița nouă în creșă. Să începem cu ceva. După aceea, sigur, e doar o chestie de timp. Nu o fi un an, poate doi, dar... Așa, prin 2025 ar trebui să existe o creșă. Ar trebui. Nu pot să înaintez un termen ferm, întrucât, așa cum am spus, nu depinde de primăria Baciul în mod clar și direct. Uh-huh. Sunteți unul dintre primarii care nu... Atunci când nu pot promite, nu o fac, totuși. Adică aveți o reținere în a avansa. E lipsit de logică să promit ceva ce nu depinde în totalitate de mine. Așa e. Mai avem un subiect interesant. Se va crea un centru de colectare cu aport voluntar. Există finanțarea pentru el. Înțeleg că va fi în zona stadionului. Stadion e mult spus. Sper da, mă rog, la terenul de fotbal, da, din capătul cu Bacele. Avem un proiect depus pe CNI și ca să obținem o sală de sport cu 180 de vizitatori, să mă rog, 180 de locuri în tribună. Dar, după cum am mai spus, până când nu am date certe, nu prea relatez proiecte de viitor, pentru că poate să intre sau să nu intre, nu e neapărat o certitudine. Dar încercăm și lucrăm la capitolul ăsta să avem și acea sală de sport. Sigur, dincolo de Nadăș o să fie, e o zonă momentan neutilizată și propice pentru acest gen de activitate. Ca și administrare a deșeurilor atipice, să zicem așa, și nu neapărat să avem și un centru de gospodărie comunală în zonă. Avem un puz în desfășurare acum în sensul acesta și sperăm să obținem toate avizele ca să putem să pornim construcția și acelui centru de colectare cu aport voluntar. Ca să vorbim pe înțeles tuturor, în acest moment probabil că mai există și deșeuri aruncate în natură, în Baci, adică rampe ilegale. Da, și acest centru de colectare cu aport voluntar vine să rezolve această problemă a deșeurilor care mai greu le ridică firma de colectare. E o măsură colectare complementară. Dacă sunt deșeuri atipice pe care firma de salubritate din vari motive nu le ridică, oarecum... Probabil mai voluminoase sau da, resturi din materiale de construcție. Să creăm acest centru și să încercăm, după ce este înființat, să valorificăm materialele aduse. Categoric nu este vorba de gunoi minajer, deci tot ce primim încercăm să valorificăm într-un fel sau altul. Că fier sau alte exact, sau, materiale, nu știu, obiecte voluminoase, gen canapele vechi și așa mai departe, dar și poate în special restul rezultate din construcție. Așa, când estimați că acest centru de colectare va fi finalizat? Eu sper ca anul viitor să reușim să terminăm. Anul viitor înseamnă până la sfârșitul anului viitor. Speranțe sunt. Sigur, e mult mai ușor să dau cu părerea din momentul în care începe efectiv lucrarea. Să vedem și în ce ritm decurg lucrările și ce probleme pot interveni. Arecum e o previziune, nu este o promisiune. Asta se stabilește. Am înțeles. Aș vrea să mai întreb în încheiere, domnule primar, ce nemulțumire aveți de legat de modul în care merg lucrurile? Ce ar trebui să se întâmple ca și unele dintre proiectele noastre de suflet să se materializeze? De acum, nemulțumiri nu pot să am, pentru că principalul responsabil sunt eu. Adică n-am cum să fiu nemulțumit. Care este proiectul pe care l-ați implementat și încă nu ați găsit de resurse pentru el? Așa, la nivelul acesta putem vorbi de multe. Putem vorbi de foarte multe. Sigur, dacă se ivește o oportunitate de finanțare, indiferent de surse, nu ezităm să luăm un consultant și să depunem pentru proiectul respectiv. Bugetul local fiind relativ mic, orice oportunitate se ivește trebuie valorificată. Eu sper că până la sfârșitul acestui an, din punctul meu de vedere, ar fi cel mai important proiect și ne-a ajutat enorm pe viitor să reușim să înființăm acea zonă industrială, parc industrial pe care vrem să facem într-o regiune apropiată de autostradă și de centura care presupun că în cele din urmă
va fi să fie între TR35 și DN1F, în apropierea terenului de fotbal. Deci un parc industrial ar fi o țintă pentru dumneavoastră, ca să impulsioneze și, și afacerile locale. Și speranța mea este ca să putem măcar să începem până undeva anul viitor să existe ceva concret materializat în acest sens. Evident, nu va fi construit și nu va fi utilat, dar măcar să avem o certitudine, locația stabilită exact și partenerii de discuție. Există interes din partea investitorilor pentru Există Comuna Baciu? Interes. Caută investitori ca să vă întrebe dacă aveți facilități pentru ei? Există interes pentru că localizarea este foarte bună. Și v-au căutat până acum investitori? Da, au fost câteva discuții. Ceea ce încerc să evit, să nu dezvoltăm o zonă industrială puternic poluantă sau, știu eu, nepotrivită pentru zona respectivă. Și atunci caut soluții care să fie și ecologice, să fie și mulțumitoare pentru cei din jur și totodată să creeze și cât de multe locuri de muncă. Bine, domnule Prână, mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă așteptăm și astăzi la noi. Mulțumesc pentru oportunitate. Mulțumim că ne-ați urmărit. Zi bună, la revedere!